Bine v-am găsit, dragi prieteni! Focusul emisiunii noastre de astăzi va fi pe subiectul care contrastează în societate. Telefonul sau cărțile, sau cărțile în telefon, sau telefonul în cărți. Ce-ar fi mai bine? Deci, seria emisiunii noastre de astăzi se intitulează Lasă telefonul și ia cartea. Oaspeții din platoul emisiunii noastre sunt soții Orac, domnia sa Liliana Orac, filolog, master în educație. Bine ați venit! Bine v-am găsit! De asemenea și domnia sa Zaharie Orac, master în teologie. Bine ați venit! Mă bucur să fim împreună! Subiectul nu este ușor. Da, absolut. Și mulțumim mult că ați găsit timp să fiți împreună cu noi în platoul emisiunii noastre. Și evident că emisiunea sau titlul pe care l-avem noi sau seria aceasta de emisiune, o mică serie, deja conține un îndemn. Lasă telefonul și ia cartea. Și probabil că va trebui să înțelegem, de ce anume să o facem. De ce anume cei care ne privesc, pentru că cei care sunt alături de noi, cei care ne privesc, prietenii noștri, cu siguranță că sunt și bunei, părinți, de ce nu și poate adolescenți, la care ar trebui să găsim justificarea sau motivarea de a lăsa telefonul și a lua cărțile. Și așa, prima întrebare. Evident, cum ați ajuns la acest subiect? M-am ciocnit cu el. Deci asta e primul lucru. Deci eu sunt pasionată de multă vreme de subiectul acesta. Eram în 94, cred că în 94, când eram la Sângerei Noi și ne confruntam cu o problemă. Foarte multă lume folosea televizorul ca singurul fel de distracție. Și a zis, măi, nu-i normal. Adică vedeam televizoare seara aprinsă, oamenii nu mai știau altceva de făcut decât să stea la televizor. Și a fost așa o frământare în mine însă, care m-a dus la studiu mai multor cărți. Atunci știu că am citit prima dată L'Enfant, L'Imagine, Media, nu mai țin minte autorul, deci Copilul, Imaginea și Mass Media. Deci asta în 94 și era carte publicată în Franța cu câțiva ani înainte. Și se semnala problema, că într-adevăr există o problemă. Și la început am zis, măi, ce poate să fie chiar așa de rău în televizor? Atunci doar ăla era mai la modă și apăruseră emisiunile astea mai noi, mai occidentale, mai cu sare și piper, începeau să apară. Și atragea foarte mult public. Dar pe urmă am continuat studiul, am făcut chiar o structură de seminar de prezentare, am prezentat împreună cu Zaharia în satul nostru, în Trinca, am prezentat un seminar despre influența mass-mediei, a televizorului, a ecranului și am încercat să îi conștientizăm pe oameni, pe copii, în mod deosebit de lucrul acesta. Bineînțeles că reacția a fost, a, ce prostie, a, ce asta, să lași televizorul, dar ce poți să dai ceva mai bun decât televizorul? Ba, cineva din biserică ne-a făcut și un cadou, că eram tineri căsătoriți, divan, pat, nu știu ce acolo, și uite, avem și un televizor pentru dumneavoastră. Zic, nu vă rugăm asta, țineți-l pentru dumneavoastră, nu vrem așa ceva. Adică eu sper ca prietenii noștri să nu înțeleagă că acum emisiunea are o încercare de a ne arunca pe toți în epoca de piatră. Și se constată anumite efecte pe care oamenii implicați în educație își dau seama că e ceva dezastru. Deci am refuzat noi televizorul. Poate s-ar întreba cineva. Și eu și Zaharia suntem destul de maturi să ne cunoaștem pe noi înșine. Adică eu știu că sunt curioasă. Eu sunt curios. Da, de ideea de Zaharia nici nu mai spun. El este incurabil, e în sânge o curiozitate. Și ne-am gândit așa, noi da să avem televizor. Noi am fi curioși să știm ce vine, ce urmează, episodul următor, emisiunea nu știu care. Și ne-am dat seama că n-am avea timp să trăim viața noastră.
Și atunci, din start, conștienți, nu, să zic așa, nici nu știu cum să mă exprim, nu fanatici, nu cu ochelari de cal. Pur și simplu am adaptat la nevoile noastre. Ne-am gândit cum ar fi mai bine pentru noi ca familie. N-am fi avut timp pentru familie, n-am fi avut timp poate pentru relații, poate nici chiar pentru lucru nostru n-am fi avut timp dacă am fi stat la televizor. Dar vreau, asta nu înseamnă vorba lui Zaharia că suntem înapoiați. Adică eu cred că eram destul de la modă în 2000 când am avut noi primul computer și am învățat să-l folosim și deci n-am fost, cel puțin n-am fost în urma altora. Am fost în pas cu cam, pot să zic, cu generația noastră. Chiar ne temeam că să nu fim out of date pentru copiii noștri. Da, da, noi când eram prieteni și ne gândeam, băi, au apărut computerele, o să fim noi în stare, o să ne întreacă ăștia mici. Și într-un fel este așa și e normal să fie lucrul acesta. Evident, în perioada în care, despre care vorbiți dumneavoastră, televizorul a fost singura sursă de informații, da, practic. Da. Ziarele cumva mai dispăreau, nu erau atât de populare și n-aveați, știu, teama că, domnule, vom fi lipsiți de informare, ce se întâmplă în lume. Absolut. Că cineva poate să opteze în cazul acesta. Dom'le, vorbim despre televizor, despre ecrane și subiectul la care aș fi vrut ca să ne ajutați pe noi să înțelegem sau să deslușim lucrurile legate de ecrane. Da. Da. Pentru că ecrane, știți, au fost mai mici și mai apoi mari. Mai mari și acum cât se poate de mari și cât se poate de subțiri. Hai să nu zicem de confortabile. De confortabile. Poți să le pui și pe tavan. Cineva chiar culcat, cineva spunea că e foarte bine, e de folos pentru coloana vertebrală să stai culcat și să privești în tavan televizorul. Adevărul este că sunt soluții diverse și când este cerință de piață, imediat producătorii vin cu ofertele. Banca, facilitățile au apărut că înainte ca să vadă prostomaria, trebuia să lase femeile sapa, prășitul de la deal și să alerge acasă, că la ora cutare... Un serial, vă referiți un serial. Exact, exact. O telenovelă. Da. Iar acum nu mai este nevoie să aștepți, că le ai la comandă, la un click, deja orice vrei. În ce constă problema televizoarelor sau, mai corect spus, ecrane. Că mai nou a apărut internetul, a luat, mi se pare că a înghițit totul. Absolut. Adică deja, când să vorbim despre televizor, deja este retrograd, e prea vechi, arhaic, și anacronic. Și dacă televizorul nu este conectat la internet, nu e actual, n-are niciun rost în el. De asta nu mai vorbim, cred că trebuie să fii foarte din epoca de piatră ca să n-ai internet. Se poate răbda dacă se strică frigiderul sau alte lucruri, dar dacă se deranjează ceva... Internetul la... Trebuie rezolvat urgent. Absolut. Deci, ce am vrut să spun? Am vrut să spun că sunt aproape 29 de ani, aproape 30 de ani de când mă interesează problema și pe parcursul anilor am tot strâns materiale. Adică am vreo 10 ani, cred că de când îl ascult pe domnul Virgiliu Gheorghe, este un biofizician român care are deja aproape 10 cărți despre influența ecranelor asupra minții umane, în mod deosebit asupra minții copilului. De asemenea, l-am auzit pe domnul profesor Manfred Spitzer prezentându-și cartea Digital Demencia, demența digitală, și s-au adunat, deci este un conglomerat de informații care s-a adunat și în momentul în care am intrat în profesorat și lucrez practic cu copiii, eu văd și sunt șocată. Dar nu vă pot transmite șocul care este la nivelul profesorilor. Deci cadrele didactice sunt consternate. Eu nu găsesc un cuvânt care să arate cât de dureros resimțim noi influența internetului în viața elevilor noștri și în viața educației, a nivelului de educație. Auzeam acum vreo 20 de ani în urmă că profesorii din America sunt foarte dezamăgiți că elevilor nu se mai pricep la matematică, a scăzut dramatic nivelul de înțelegere a științelor abstracte și în general a tuturor tipurilor de discipline.
Și acum avem noi. A venit peste noi, a dat peste noi și a dat foarte tare, ne-a lovit din plin. Și acum, care ne-a modernizat. Da, foarte tare ne-a modernizat. Și acum, care este durerea și problema, ar trebui să o numim, și pe urmă să găsim și soluția, pentru că avem soluții. Noi nu suntem niște promotori ai abstinenței de internet. Pentru că în ziua de... Dar noi ne folosim de internet la tot pasul, când avem nevoie de căutat o informație, deși sunt, deci, și poate informații de proastă calitate, dar dacă știi să cauți bine, cred că găsești și informațiile care trebuie de calitate. Selectiv, da. Pentru selectiv. Știință, pentru cercetări, pentru studii, este o resursă foarte imens. Și noi vom propune... În emisiunea care urmează vom propune cum să folosim internetul. Acum se dezvoltă o știință cum să folosești util resursele cibernetice pe care, care de fapt sunt parte a societății noastre. Corect. Dar haideți să intrăm în problemă. Și asta e și problema pe care aș fi vrut să ne ajutați. Ecranele. Da. Ce se întâmplă cu acestea? Adică, cât de mult ne influențează? De ce, mai ales pentru copii, este dăunător? Hai că maturii cu maturii sunt conștienți, iar copiii care nu sunt conștienți și când văd ceva pe un ecran, ce animație sau mișcări, evident că atrage atenția. Da. Atrage pe maturi, dar ce să vorbim despre copii? Da. În ce constă problema? Ecranul în sine aș spune că nu e o problemă. Poate da, poate nu. Poate este, poate chiar este. Hai să vedem părerea ta. Da. Dacă citești, de pildă, acum de un an și ceva, aproape 2 ani, citesc Biblia în germană, învăț germana, citind. Și ecranul nu deranjează nimic, pentru că poți să citești în Biblie, poți să citești pe ecran, dar citești și mintea... Dar problema este că tânăra generație nu mai întreabă ce faci, dar câf sau nu știu ce acolo. Deci, câf să ce? Ce faci? Câf, ce faci? Prescurtări. Prescurtări. Nici nu mai scrie. Deci, analfabetism. Adică nu ți-ai timp ca să mai scrii, pentru că e prea mult, așa. Și superficial. Și... se recurge la informația care este auzită și văzută. Pe când, deci, mintea nu mai participă la actul de inteligență. Analiză. Da, să analizezi, să-ți imaginezi. De pildă, când citești, chiar pe ecran, când citești un text, mintea reproduce. De pildă, citești ieșirea poporului Israel din Egipt. Deja filmul se derulează în cap. Deci ecranul în sine nu e o problemă. Adică poate înlocui într-o oarecare măsură cartea. Zaharia are dreptate. Și poate să fie... Nu poți cu tine biblioteci întregi. La dispoziție. Deci din punctul acesta de vedere al comodității, e indiscutabil că este folosită. Adică vrei să spuneți despre scopul. Da. Deci motivul, scopul. Pentru ce folosești ecranul? Da. Asta este, de fapt, cum să zic, ținta la care vrem să ne referim, pentru că ce se întâmplă în ziua de astăzi, marea majoritate a oamenilor folosesc internetul pentru divertisment. Asta este, cum să zic eu, aici e buba. Care ocolește rațiunea. Da. Aici e buba. Deci, ce înseamnă divertisment? Înseamnă chiar acele telenovele, filme, desene animate, câteodată chiar și site-urile sociale sunt pentru divertisment și tot ce înseamnă, informație, bagaj emoțional cu care te umpli și tu nu mai ai timp de tine. Manipulativ uneori, mai multe ori. Da, adică internetul a ajuns să ne fure copiii, soții, soțiile, câteodată bunei și bunicile. N-au timp pentru nepoți, că au te văzut nu știu ce la internet. N-au timp pentru copii să-i hrănească mămicile natural, că are de stat pe TikTok, pe Instagram, are prietene. Casa este un dezastru pentru că nu-i timp pentru lucruri așa de triviale cum e gospodăria, dar nu mai vorbim despre învățătură. Cum să stai, ce plictisitor, auzi, să stai cu cartea în față, cu pixul, cu caietul, să înveți?
E vechită metoda asta. Da, dacă stai pe internet sau la Netflix, asta ești cool, mai vorbești cu colegii și în felul ăsta ești la zi, informat. Sau care joc e mai tare pe piața acum, care e mai cool, care e mai... Ba chiar ca pastor, să zic așa, vizitez pe cineva și dacă prioritatea e persoana pe care ai vizitat-o, cineva sună, spui scuzați, eu acum sunt la o vizită. Dar de obicei, în ceea ce am observat, prioritatea nu e persoana pe care ai vizitat-o. Scuzați-o, de cineva mă sună. Și pentru că domnia sa telefonul nu are timp să aștepte și nu poate să fie pus deoparte. Deci prioritățile astea este deci a furat pur și simplu viața reală. Deci, ca să înțeleg eu, vedeți că și noi emisiunea o facem tot pentru ecrane. Da, corect. Da. Dar prin această metodă încercăm să ajungem la cei care utilizează. Da. Da. Și e sigur că motivul pe care îl facem noi, chiar și emisiunea noastră, este destul de nobilă. Da. Pentru că are o funcționalitate a ei și cu un scop anumit. Da. Nu e un divertisment, ci este social, emisiunea noastră este socială, educativă. Da. Deci are un scop bine determinat. Și la un moment dat, cei care ne privesc s-ar putea să se plictisezi dacă dau de emisiunea noastră, că ce mai vorbesc ei acolo? Mai bine privesc altceva. Da. Dar scopul ei este bine determinat. Exact. Deci producerea sau, hai să zic așa, utilizarea produselor pe ecrane, așa cum ați menționat, ecranul nu e rău. Tot depinde ce este exact pe el. Ce accesezi? Ce accesăm noi pe el, pe acesta. Okay. Pentru că tehnologiile sunt bune, ele avansează și la un moment dat, acum undeva acolo în viitor, se prognozează că vor dispărea chiar și ecrane fizice, vor fi virtuale, deci și așa mai departe, cu hologramă și așa mai departe. Nu vorbim despre acestea. Tehnologia nu poate fi oprită, dar acum problema despre care ar trebui să discutăm și aici este în ce constă problema ecranelor? În ce de fapt constă? Cred că ele o să continue, dar în cadrul USM, Universitatea de Stat a Moldovei, am făcut practică la Călăraș de predarea limbii engleze. Și mi-a plăcut foarte mult. Deci se dezvoltă o știință acum cum să se folosească toate device-urile astea. Tehnologia. Da, toată tehnologia. Și într-adevăr, dacă copiii, tineretul, ar trece această știință, e o adevărată știință care se dezvoltă, oamenii care se preocupă de sufletelile copilașilor, ei sunt preocupați cum să facem ca copiii să poată discerne, să poată folosi cu ușurință și să poată selecta prin atâta moluz tot ce este nevoie și tot ce este util. Nu evadăm noi de pe planeta Pământ, exact. Nu evadăm, nu ne izolăm, nu mergem în epoca de piatră, așa cum ați menționat anterior, ci va trebui să conștientizăm produsul acestora, să înțelegem pentru ce folosim, care este motivul și să învățăm pe copiii noștri să utilizeze corect, care va aduce spre dezvoltare. La maxim. În ce constă? Hai așa, cu ce afectează ecranele? Deci, cred că cel mai... Nu știu dacă este bine să începem cu cel mai tare, dar poate o să revenim. Dacă începem acum și cu cel mai tare argument, va trebui să ne întoarcem la el când vom termina emisiunea, sau a treia emisiune, sau câte vor fi. Deci, în primul și în primul rând, dacă e să o luăm la partea viciilor. Viciile sunt acele comportamente umane care sunt destructive. Deci, raportându-ne la vicii, nu toată lumea este alcoolică. Nu ajunge toată lumea alcoolică. Da? Să moară de la alcool, nu toată lumea fumează. Nu toată lumea, să zicem, folosește cum nu trebuie relațiile intime. Și mai sunt încă alte vicii. Sperăm că nu toată lumea și cred că nu toată lumea se droghează. În schimb, telefonul și ecranul a ajuns să fie narcoticul universal. Și vreau să vă spun ceea ce spune și domnul Virgiliu Gheorghe.
Nu contează că ai început, că ești copil sau că ești adult. Telefonul are capacitatea atât de puternică de a te absoarbe, că se creează, deci dacă te uiți mai mult de 10 minute, te absoarbe, te atrage, te captivează, nu te mai poți rupe aproape. Legumă. Da, și devii legumă de canapea. Pur și simplu devii legumă de canapea. Și chiar dacă ești profesor universitar și începi să utilizezi ecranul pentru distracții, tu vei ajunge încetişor, încetişor, încetişor să te gradezi. Dar imaginați-vă asta la un om care deja are un bagaj de cultură, are deja o grămadă de informații, o viață în spate. Dar un copil crud, deci noi dăm copilului cea mai puternică otravă pe care putem să-i o dăm în ziua de astăzi este telefonul. Și o să ziceți, cum? Da, noi ne omorâm copiii în momentul în care de mici le punem telefonul în față pe post de dădac. Noi le distrugem mintea, noi îi retardăm mental, îi facem niște handicapați psihic. Copiii aceștia care sunt cu telefonul, foarte puține șanse au să fie oameni normali, să aibă o gândire normală, să poată să discearnă, discernământ între bine și rău, să aibă niște valori în viață. Ei nu vor avea, ei vor vrea, singura valoare va fi telefonul. Și de ce este? O să discutăm și despre deci continuăm prezentarea ecranului. Da, noi care am citit atâtea cărți, nu știu ce, telefonul și toate acestea nu vin pe gol, vine pe ceva, dar generația tânără nici nu ne gândim la așa ceva, ei nici nu vor avea cum să gândească la lucrurile astea. Singura reacție a copiilor, deci eu vă spun din caz real, adică practic, și din auzite, cred că s-a auzit, cred că lumea știe în general că se poate ajunge și la asta, este când un puștișor, un cine să-i zicem că este, de clasa a 5-a, a strigat la maică să așa, a amenințat-o când i-a luat telefonul, că mă duc să te reclam la poliție. Copilul știe dreptul. El are dreptul să aibă telefonul lui. Și mama n-are dreptul să-i spună nu și pauză sau limită până la un anumit punct. Deci am ajuns ca generația mai în vârstă, adultă, să fie terorizată de telefoane și de utilizatorii cei mititei care folosesc telefoane, care sunt niște îngerași dacă au telefoane și nu sunt niște demoni dacă nu le au, dacă le iei telefonul. Este o situație alarmantă, dezastruoasă. Oamenii mai copți trag alarme de multă vreme, deci hai să zic numai din 90, da? Deci cartea pe care am avut-o eu atunci în mână din franceză e din 90. De cât timp se trage alarmă? Avem cel puțin 30 de ani. Și încă noi nu... încep acum mișcările și deci am ajuns să creez acest program. Programul se numește Lasă telefonul, ia cartea. Pentru că am fost constrânsă de situația reală de la școală să acționez. Nu, deci ca un om responsabil, nu poți să stai așa indiferent, să vezi, da, asta e situația. Pune-și tu niște note de trecere și lasă. Exact. Deci eu ca profesor câteodată, deci parcă așa este. Ce să faci cu ei? Trebuie să-i treci că e învățământul obligatoriu, sperăm să se ia într-adevăr. Iar eu ca soț de profesoară chiar am spus, lasă bătăile astea de cap, pune acolo nota de trecere și lasă să meargă. Vor să fie analfabeți, lasă-i să fie fericiți. Dar noi, eu nu glumesc când spun analfabeți. Fericiți analfabeți. Da, analfabeți fericiți. Fără bătăi de cap, fără procese de conștiință. Deci sunt situații în care copilul nu știe nici să scrie, nici să citească. Nu, ce să mai vorbim de învățare? Sau de gândire, sau să înțeleagă niște concepte abstracte la o clasă, adică nu vorbim de copiii mici. Căfe, opăfe, trebuie. Și așa mai departe, da. Și emoji. Da, da, și multe, multe emoticoane. Bineînțeles. Deci, de ce este telefonul un narcotic și este cel mai puternic narcotic? S-a constatat că telefonul, în primul rând, are multe stimulente artificiale mult mai, în doză mult mai mare decât oferă realitatea.
Adică chiar dacă te uiți, de exemplu, la un, la un, o imagine de natură, acolo verdele e mai aprins, imaginile sunt mult mai, incomparabil mai frumoase decât... Selectate. Da, selectate. Decât realitatea. Deci culorile sunt aprinse și asta atrage. Se pune muzică de fundal, ceea ce în realitate nu prea este. Se prezintă din anumite... Exact, o lume fantastică. Deci, culoarea... Pe urmă, când este vorba de muzică, și ați observat, sunt foarte multe cadre, în, enorm de multe cadre, pe secvență de timp. Și asta, pur și simplu, creierul îl îmbâxește, îl tixește, îi distruge și ultimul dram de concentrare. Nu se mai poate concentra. Chiar limbajul denotă o tragedie. Online, offline. Online. Nu m-am gândit offline. Nu m-am gândit la asta, dar este o idee foarte frumoasă. Adică online, dar viața reală e offline, deci nu. Fără viață. Doi bani, nu valorează. Deci online este viață și fără offline. Offline e off. E off. Da, interesant. Probabil că ar trebui să pregătim și o altă emisiune. Știți cum ar fi denumită? Există viață fără internet? Da, bună întrebare. Există satisfacție în off? Da, există satisfacție în offline. Da. Foarte bună întrebare. Asta e adevărata satisfacție, adevărata viață. Off. Mm-hmm. Da, să ieși din, ai nevoie și on. Să ieși din artificialitate. Deci de ce telefonul iarăși este, sau ecranul, ca să nu ne referim la orice fel de device, este atât de atractiv și atât de manipulator, aș putea să spun, dar de ce e drog, de ce e de dependență? Adicție. Adicție foarte puternică. Am spus culoare, am spus multe secvențe, multe cadre pe secvență de timp care bulversează creierul. Am spus mișcare și spun, sau adăugăm mișcare. Păi acolo e mișcare. Animare. Da, cum? Animare. Da, foarte multă. După care, lucru care este cel mai adictiv, este faptul, așa cum a spus Zaharia, ai ocazie la orice clipă să ai acces aproape instant la tot ce-ți dorești. Ori vă rog, spuneți-mi mie, așa cum eu vorbă în popor, și că să nu mor proastă. Unde pe lumea asta poți să găsești ceva în viața reală? La un click. Să dai un click și să-ți apară. Păi asta numai Dumnezeu poate. Să și spună și nu face. Și nu face. Da. Că învață pe om răbdarea. Dacă vă amintiți, înainte așteptai internetul și dacă se mai rotea și nu știu ce, dar acum o secundă nu mai... Da, întârzi. Nu merge bine, trebuie schimbat. Tata, mama trebuie de schimba providerul. Da, absolut. E nevoie alt tarif. Alt tarif, altă viteză. Trebuie să avem viteză mai mare, trebuie să fim mai informați. Deci ceea ce se întâmplă cu telefoanele este faptul că noi intrăm într-o lume artificială, nenaturală pentru noi, pentru toată populația, și ne transformăm în sensul de dezumanizare. Deci aici e o mare problemă. Deci per general vorbind. Și dacă vom lua să analizăm fiecare pas cu pas influențele, sunt devastatoare la orice nivel, la orice aspect al vieții. Domnul Gheorghiu povestește un caz când în Alexandria un băiețel, un geraș de băiețel, și-a ucis sorioara. Și când a ajuns să strige sorioara pe coridor, copilul a fugit la următorul etaj ca să zic, mama, nu putea să-i explici de ce a făcut lucrul ăsta. Dar și ce a văzut, aia a făcut. Da. Deci, cum spune și în Biblie, că se coace răutate la Apocalips 14. Deci se coace și greul în grânare, dar se coace răutatea în oameni. Citeam un articol, pentru că astfel de fenomen se întâlnea undeva în Occident, n-am să zic acum țara, dar da. Bine.
da. Statele Unite, unde se percepe ca un fel de... Țara tuturor posibilităților. Da, exact. Și s-a adus un termen juridic pentru astfel de crime. Crime după scenele de joc. Mm-hmm. Da, corect. Înțelegeți, da? Da, deci apare o altă realitate. Și apoi, o companie a dat în judecată, vă dați seama, guvernul și sistemul judiciar Statelor Unite, pentru faptul că îi denegrează, îi scoate... discriminează? Da, îi discriminează, pentru că, mă rog, concurență, pentru că ei formează, că îi creează astfel de jocuri. Uh-huh. Și ei aduceau argumente că, domnule, ce solicită societatea, da, noi aia și le facem. Uh-huh. Cu cât autoviolență, cu atât mai întrebată. Cu cât este producția mai mult accesată, uh-huh, deci pentru că au un fel de sisteme de studiu marketologice, da, unde ce emisiuni privesc, adică big au data. Acces... Da, big data și așa mai analysis departe. Și, yes, sigur că după această analiză ei și creează un produs, mm-hmm, pentru ca să fie ca ofertă. Deci, da, solicitarea, cererea pieții, da, da. Și aici, nu știu, n-am mai urmărit dacă au câștigat această judecată, dar termenul a rămas. Termenul, da, totuși a rămas, da, și lucrul care ar trebui să îngrijoreze probabil că toată societatea. Bine, cineva poate să zică, domnule, dar eu nu privesc sau nu mă deci nu am aventura asta de jocuri sau dependențe de joc, de, mă rog, violent, de nu știu, uh-huh, ce și așa mai departe. Sunt alte lucruri. Orice lucru în exces dăunează. Absolut orice. Poți să fii, să zicem, fan la National Geographic. Deci National Geographic este foarte frumos, cu scene din natură, cu animale și poți să accesezi de atâtea ori să te uiți, că să-ți pierzi toată viața. A mai apărut un documentar, a mai apărut ceva. Tu nu mai ai timp de viața ta. Deci chiar lucrurile care sunt, noi zicem, bune, National Geographic e foarte cu minte. Deși și National Geographic are niște chestii subversive în filozofia, chiar apostului, faptul că se include și se propagă milioane de ani în urmă, care nu este o teorie științifică. Adică, hai să fim serioși, a fost cineva acum milioane de ani sau se poate repeta în laborator? Ceea ce nu se poate repeta în laborator nu e științific. Militant. Da, este o politică, de fapt, și de drept. Și ținând cont de astea, e bună întrebarea ta, pentru că sunt unii care, de exemplu, eu am auzit persoane și știu, cunosc persoane care urmăresc posturi creștine, emisiuni creștine. Eu însumi ascult podcasturi ale oamenilor, ale creștinilor, podcasturi făcute de oameni de știință, de profesori universitari, dar tot ce îți răpește ție viața ta, posibilitatea, timpul tău pe care trebuie să-l trăiești tu și trăiește altcineva în locul tău, tu nu mai trăiești în momentul în care stai și vizionezi și vizionezi și vizionezi, tu doar stai, tu nu trăiești. Da, dacă este așa cum a spus Zaharia, se întâmplă ceva și la nivel cognitiv și la nivel intelectual, încă mai este și un plus. Și asta e bine, că mai putem folosi internetul și cu plusuri și are și beneficii. Sunt puține, e adevărat, față de relele pe care le poate produce. Spun ca creștin chiar, ai putea să asculți toată ziua numai predici și ajunge o demență digitală. În loc ca tu să citești o carte, să citești o carte de teologie, să citești Sfânta Scriptură, tu asculți gata frământat de altcineva și ajungi iarăși să nu mai judece mintea, ci ești așa un consumator. Deci chiar lucrurile bune, ne mai vorbim de cele rele. Deci de aceea sunt atât de succes blogerii, experții de canapea, uh-huh, unde să-ți prezinte, ții analize, nu știu ce și așa mai departe, ca până la urmă tu înghiți ceea ce au rumegat alții. Și la un moment dat, dacă e toxic, e toxic și înghiți, uh-huh, de parcă ar fi. Uh-huh. Am asistat la o discuție unde participanții
acelei discuții, subiectul pe care îl abordau ei și argumentația, ceea ce pe mine mi-a atras mie privirea, sunt argumentațiile. Uite, bloggerul cu tare a zis și ăla, dar cine e bloggerul ăla? Băi, să știi ce vestă, followeri are, deci urmăritori și cei care e greu, frate, a prezis nu știu ce acolo în politică, subiectul acela. Autoritate în domeniu. Da, da, autoritate. Și ar trebui, dacă a prezis ceva, înseamnă că tot ce prezintă el este bine, este bun, este și lânghite. Și la un moment dat am constatat că ei duelează pe autoritatea și sursa bloggerilor. Deci, uite, bloggerul este mai tare decât ăla. Iar mi s-a părut foarte strane lucrurile acestea. Pentru că, la un moment dat, întrebarea pe care eu am adresat-o lor, zic, dar pe ce se întemeiază chiar bloggerii? Pauză. Da. Au adus ei, ți-au adus ții documente, ceva? Da. Ți-au adus ție surse serioase? Nu, presupuneri. Cică. Cică, un fel de cică. Și am zis, uite, mi se pare că ar trebui să căutați în internet surse, documente și... Da. Faceți voi analiză. Da. Păi ce, că dacă facem treaba asta, devenim blogeri. Bună, bună concluzie. Ok. Vorbind acum despre internet. Internetul nu poate exista fără ecrane. Da, clar. Și aici este subiectul da. Și problema pe care noi o prezentăm. Da, această globalizare a societății noastre are foarte multe plusuri și o grămadă de minusuri. Pe vremea când eram eu copil, erau niște studenți seminariști, da, la teologie învățau teologie, deci erau încă prospeței, nu erau, nu trecuseră, nu absolviseră și își împărtășeau părerile și ne spuneau, dragii noștri, să nu credeți că e chiar așa de rău faptul că noi acum avem granițele astea în jur. Pentru că eram în perioada comunistă, eram în perioada în care tot ce era din afară era super palpitant, colorat, parfumat. Era mai bun decât la tine era acasă. Era raiul pe pământ în alte părți, da, decât acasă, așa. Dar mi-a deschis ochii atunci, nu știu cât am înțeles atunci. Mi-a rămas în minte, mi-a rămas în memorie, dar pe urmă am înțeles. Faptul că am avut granițe ne-a protejat de foarte multe lucruri. Noi, ca tip de cultură, suntem înapoi, zicem noi, față de alții. Dar asta ar trebui să fie bine în anumite aspecte. Dacă întorci, eu știu, viceversul, e altfel, la un moment dat. Pentru că n-a venit Occidentul doar cu lucrurile bune, dar în primul rând a venit cu cele rele. În primul rând cu lipsa de moralitate, în primul rând cu o concurență și o piață, cum să zic eu, feroce, o luptă pentru existență. A introdus aceasta, a inoculat încă mai puternic și așa noi cred că aveam goana după bani și după posesiuni materiale, dar acum numai, dacă tu n-ai bani, ești nimeni. Observa ce se întâmplă. Și ce se întâmplă cu globalizarea la nivel de internet? De obicei, așa cum s-a menționat deja, chiar lucrurile bune, dacă vorbești despre lucruri bune, nu se caută și nu să ai așa de mulți follower dacă vorbești de lucruri bune. Dacă ai spune o prostie, ce ai făcut azi noapte, nu știu unde, cum te-ai îmbătat, nu știu, cu cine te-ai distrat, nu știu ce. Wow, ce minunat! Inimioare și like-uri. Da, inimioare și like-uri. Și prin asta internetul devine un canal de uniformizare în sensul rău al cuvântului, de scădere a nivelului cultural, pentru că vin, deci cei mai, cum să zic eu, amoral, cei mai fără scrupule oameni, persoane toarnă, varsă în internet tot ce au de vărsat. Și nu zic numai că varsă apă, varsă altele. Așa. Deci trebuie să înțelegem și ar trebui să explicăm și, eu știu, cred că nu aveți o poziție ostilă față de tehnologia care se numește internet. Da, deci problema este că internetul e un instrument.
București. Da. Iar problema că în instrument, de instrumentul acesta se folosesc oameni răi. Și vine, se toarnă, deci content, sau mă refer, conținut foarte mult rău. Dar da, este și bun printre acestea. Dar n-am zis bine că... zis, bine zis că și cărțile au fost destructive. Evident, asta vreau numai că diferența era de viteză. Ca cineva să spună o tâmpenie pe așa, trebuie să scrie o carte, trebuie să așa, și cineva trebuie să-și ia timp și cineva trebuie să-și ia timp să o citească, da. Dar acum ai pus camera și torni una, două. Deci, repede, viteza cu care se distribuie, nu trebuie să aștepți prea mult și... Și viteza și aria de cuprindere. Da. Deci, cu totul s-a pur și simplu, s-au desființat barierele. Au căzut aproape toate barierele, de timp, de spațiu, de ce vreți să mai zic? De moralitate nu mai vorbim, au căzut toate. Deci, cărțile tot au fost și ca și internetul, și bun, instrument și rău. Numai că orice instrument care a fost, s-a inventat... Să zic, tractorul care trage 12 brazde, s-a inventat și tancul care distruge. Avionul care te duce în cealaltă parte a globului, bombardie. Deci, asta e. Deci, se pot folosi în ambele direcții. Asta este. Și, într-adevăr, revin la gândul ăsta, este o știință care trebuie căutată. Cum să folosești ca internetul să fie nu stăpânul tău, dar să fie rob și servitor. Așa se face că în această emisiune a noastră vorbim numai despre problemă. Da. Și ne rămâne foarte puțin timp pentru ca să vorbim de soluții. Sperăm să avem, da, probabil și o emisiune viitoare. Exact. Asta vreau să zic, că ne rezervăm timp și pentru emisiunea viitoare, unde vom vorbi despre soluții. Iar la finele acestei emisiuni ar trebui cumva să totalizăm. De ce? De ce ecranele? Uh-huh. De ce sunt rele? Am putea să concluzionăm printr-o ceva interesant. O poezie. Nu mi-aparține, dar mi s-a părut foarte relevant. Deci, psalmul internetului. Psalm al internetului. Da. Cartea psalmilor e cartea cântărilor, psaltirea. Vă referiți la Sfintele Scripturi sau la Biblie, exact. Și în ea este un psalm... Liturgia, când se citește un psalm. Așa. Și oamenii... Și acum e psalmul... Da. Psalmul internetului. Internetul. Da. Mersi că ai clarificat noțiunea. Internetul este păstorul meu. Deci aluzie la psalmul 22. Cunoscutul psalm, Domnul... Domnul este păstorul meu, nu vă duce lipsă de nimic. Așa. Numai că aici cineva a parafrazat. Internetul este păstorul meu. Întotdeauna îl voi dori tot mai mult. El mă duce să mă întind pe canapea, mă conduce departe de credință, îmi distruge sufletul, mă povățește pe cărările celui rău, din pricina sponsorilor și producătorilor, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei valorilor creștine, nu mă voi opri, căci internetul este cu mine. Cablul și telecomanda lui mă mângâie. Îmi întinde o reclamă în fața lumescului din mine. Îmi umple capul cu umanism și cu dorința de a consuma mai mult. Paharul poftelor este plin de dăpeste el. Da, lenea și ignoranța mă vor însoți în toate zilele mele și voi sta doar acasă, uitându-mă la internet până la sfârșitul zilelor mele. Frumoasă parafrazare și cred că e relevantă pentru discuția noastră. Am vrea așa ceva? Eu n-aș vrea așa ceva. Da, e oribil, chiar sună într-adevăr. Da. Groaznic. Dar imaginea pe care o creează este o imagine realistă, pentru că, de fapt, asta face internetul. Ne fură viețile, ne face niște legume, niște nimeni. Se prevede că va apărea această generație întreagă de paraziți. Adică cum? Adică vor fi acei copii care vor ajunge tineri și mai departe, tineri femei, tineri bărbați, care nu se vor duce la lucru, că e greu,
Nu poți să muncești, să muncești o lună de zile și să-ți dea un salariu mic. Cine o să mai vrea în viitor lucrul ăsta? Adică asta este absolut revoltător pentru generația asta de internauți. Vor sta pe socoteala statului acești oameni? Vor sta pe socoteala asistenței sociale și sistemului de asigurări de sănătate? Pur și simplu vor fi rupți de realitate. Deci eu cred că dacă nu ne oprim și din cauza aceasta noi propunem această soluție astăzi, noi vom ajunge să avem o generație pierdută și s-ar putea să avem o planetă pierdută. Pentru că generația aceasta este genul de generație, nu știu dacă a fost așa ceva vreodată în lume, în care se vrea totul, dar nu se dă nimic în schimb. Arenele romane era pâine și distracții, dar te duceai acolo, trebuia să pui efort, să... Mm-hmm. Dar aici stai acasă, în pat. Deci sunt atâtea efecte negative pe care le aduce ecranul. Iar distracții de care vrei? În primul rând că schimonosește concepțiile de viață, distruge foarte mult familia și morala creștină. În domeniul educației poate vom mai discuta în seriile următoare. Sănătatea o deteriorează profund. Timpul îl fură. Moda promovează interesele la un, cum să zic, producătorilor. Personalitatea o schilodește. Dezvoltă violența în politică, iarăși e un instrument foarte, cum să zicem, șiret și justiția va fi afectată de internet. Recreerea și credința. Și poate mai sunt încă multele, pe toate aceste aspecte internetul își pune amprenta murdară, urâțește, înnegrește lucrurile care au fost odată curate. Și e păcat. Haideți să facem ceva. Prin acest program eu propun o soluție. Nu stăm doar să ne plângem, că nu e normal să stăm să ne plângem. Haideți să facem. Se poate face ceva. Se poate face ceva spre bine și se poate face ceva spre folosirea utilă, așa cum spunea Zaharia, a internetului. Să facem împreună. Deci, noi suntem împotriva. Adică ceea ce prezentați dumneavoastră, spuneți despre faptul că sunteți împotriva lucrurilor urite din internet. Da. Nu absolut. Celor care sunt frumoase și nu asistim. Da, sigur că ceea ce ați prezentat duce la distrugerea civilizației. Iar distrugerea civilizației duce, asta aruncă în epoca de piatră. Nu ceea ce vorbeam noi, restricțiile sau, controlul asupra lucrurilor care vin din internet. Mulțumesc mult pentru că ați fost împreună cu noi în această parte a emisiunii și sigur că așteptăm și a doua emisiune care se va prezenta chiar și soluții la problemele. Scumpi prieteni, evident că provocări pe care le avem noi sunt mari. Și de alimentație, și de fapt de supraviețuire, însă există și o provocare despre care s-a discutat aici în emisiune. Despre relele care vin. Iar sunt porți, și una dintre acestea ați auzit dumneavoastră. Porțile cibernetice care deschid și schemonosesc, strică, dezumanizează societatea noastră. Și dacă se întâmplă lucrul acesta, ar trebui să conștientizăm că noi suntem nu creați de internet sau de ceea ce vine de acolo, ci este acela care așteaptă să ne verse, să verse binecuvântările lui și dorește ca să ne ofere nouă soluții. Vă așteptăm și pentru emisiunea viitoare ca să auzim care sunt soluțiile.